Constantin Polexe, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, va fi susținut politic de Partidul Liberal Reformator. Constantin Polexe a căzut la o înțelegere cu Andrei Gera, urmând ca PLR, care a semnat recent protocolul de constituire a alianței cu PSD, UNPR și PC în Argeș, să-l susțină pe acesta în continuare în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, în timp ce Practic Liberal Reformatorii vor fi reprezentați prin fostul liberal la cel mai înalt nivel în Consiliul Județean. Asta chiar dacă, din câte se pare, nu a trecut încă la PLR cu acte în regulă, pentru că se dorește o clarificare în privința efectelor legii aleșilor locali pentru a ști dacă îi va fi afectat mandatul sau nu. De mult îl așteptam pe domnul Polex alături de noi. El a avut așa, n-a vrut să supere pe nimeni. Nici să vină la noi, nici să... Dar până la urmă a plecat din PNL, dar a rămas la mijloc. În fine. Am înțeles și am respectat decizia. El rămâne apropiat. Suntem apropiați în continuare. Noi îl așteptăm în PLR. După cum vedeți, și... nu i-am contestat poziția, nici noi, e bine mersi acolo. Și independent poate să rămână vicepreședinte din punctul nostru de vedere. Constantin Polexe a profitat de ordonanța de guvern dată înainte de alegerile prezidențiale, la fel ca mulți alți aleși locali din Argeș, și s-a declarat independent, explicându-și gestul de a pleca din PNL prin faptul că nu poate fi de acord cu fuziunea cu PDL.